Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc că ați ales să rămâneți în continuare alături de TVR Internațional pentru a urmări emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră. Osteoporoza este numită și hoțul tăcut, pentru că ea poate slăbi oasele treptat în timp, fără ca boala să fie descoperită. Ați ghicit, stimați telespectatori, tema ediției, cauzele apariției osteoporozei, iar invitații mei sunt domnul doctor Daniel Grigorie. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și domnul doctor Alexandru Costescu, un prieten al emisiunii noastre, vă mulțumesc că ați revenit. Interactivitate și prevenire sunt cuvintele cele mai des folosite în această emisiune. Interactivitate de ce? Pentru că vă invit, stimați telespectatori, să intrați în legătură directă cu noi prin numerele de telefon ce vor fi afișate pe micul ecran. Acestea sunt 00402159914130. Sper să vi le notați între timp pentru ca să intrați mai ușor în legătură directă cu noi. Și 00402159914131. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care nu veți reuși să intrați în legătură directă cu noi, aveți la îndemână adresa noastră de e-mail undoctor@tvr.ro. De asemenea, votează emisiunea preferată. În premieră în acest an, dumneavoastră, telespectatorii noștri, sunteți invitați să acordați propriul premiu la secțiunea cea mai apreciată emisiune în cadrul galei premiilor TVRI, ce se va organiza în data de 17 decembrie la orele 20:30. Așadar, votați emisiunea preferată. Un doctor pentru dumneavoastră. Dar să revenim la tema ediției de astăzi, cauzele apariției osteoporozei. Dar pentru început aș vrea să-i invităm pe telespectatori să vedem ce este osteoporoza. Definiția osteoporozei poate fi simplă sau complicată. S-a revenit la o definiție simplă. Definiția varia și în funcție de cum s-a putut demonstra ceea ce conține ea, pentru că medicina a făcut niște progrese tehnologice și astăzi osteoporoza este definită ca pur și simplu o boală de fragilitate osoasă. Oasele în osteoporoză sunt mai porotice la propriu, deci cantitatea de os este mai mică și asta îl face osul fragil. Și fragil înseamnă că se rupe la traumatisme minore, cum ar fi căderea de pe picioare, dar nu o fragilitate exagerată, cum se poate crede că la un simplu gest sau dacă m-am lovit cu creion. Prima este o boală de fragilitate osoasă și diagnosticul ei se pune cu anumite metode, cu o tehnologie care este relativ recentă și anume măsurătoarea densității cu raze X, metodă care se numește DEXA, încă înainte să faci o fractură. Bun, deci, o să vedem... Deci, osteoporoza nu este o demineralizare, cum cred mulți. Deci, osteoporoza nu este o demineralizare. Osul osteoporotic nu este mai puțin calciu, este mai puțin os. Boala care se numește demineralizare are alt nume. La copii se numește rachitism, iar la adulți se numește osteomalacie. Atenție! Bun, o să revenim asupra acestei afecțiuni. În schimb, acum avem un telefon de la un telespectator fidel al emisiunii noastre. Bună ziua, domnule Valentin! Bună ziua! Vă rog, vă rog! Vă salut cu respect, voi fi foarte scurt. Să știți că intram și vineri, dar am avut senzația că sunt un pic tristă. Am avut emoții că nu sunteți alături de noi, domnule Valentin, dar a fost o telespectatoare din Călăraș, așadar ați fost reprezentat. Vă rog întrebarea dumneavoastră. Bun, mă bucur. La 1 aș dori să aflu dacă lactatele ajută efectiv, mai ales persoanele aflate la senectute. Și la 2, excesul de mers cauzează sănătatei și Doamne ajută la modul cel mai sincer cu putință. Vă mulțumim, domnule Valentin, pentru telefon. Din păcate, nu v-am înțeles foarte, foarte bine în studio. Am înțeles dacă mersul cauzează osteoporozei? Nu, mersul pe jos este una din activitățile fizice este cele mai indicat, recomandate da. În osteoporoză, pentru că e un stimul mecanic important și este una din activitățile pe care poate să le facă orice femeie, chiar și o femeie mai în vârstă, că n-au osteoporoză femeile tinere, în mod special. Iar a doua, cred că se referă la NES, dacă am înțeles bine. La mers, asta a fost a doua mers, întrebare. La Bun. Prima, nu știu, n-am reținut. Vă mulțumesc, domnule Valentin, pentru telefon, pentru că am avut, iată, un prim telefon din partea unui telespectator. Această afecțiune se poate instala și la bărbați? Și în ce condiții? Da, am crezut că domnul Valentin asta o să întrebe, simțindu-se frustrat că este un subiect predominant feminin.
Trebuie să vă spun așa, că atunci când spunem osteoporoză, ne referim la cea mai frecventă varietate care se cheamă osteoporoză de postmenopauză. Prin mare, o boală profund feminină și foarte frecventă. Din acest motiv, pentru că toate femeile fac menopauză, sigur că nu toate fac osteoporoză, totuși suficient de multe, osteoporoza de postmenopauză este o boală majoră de sănătate publică. Fără îndoială că sunt multe alte cauze de osteoporoză. Excesul de cortizon, ca să vorbim la a doua cauză ca frecvență, multe boli endocrine, de care hipertiroidia și altele, multe boli reumatologice asociază reumatism inflamator, nu artroză, asociază osteoporoză și așa mai departe. Deci sunt multe cauze de osteoporoză. Există și factori la bărbați, de risc? Da. Deci vreau să vă spun că, în principiu, bărbații fac mai rar osteoporoză, acum se știe că nu fac atât de rar, puteți să priviți frecvența osteoporozei masculine ca o treime din frecvența osteoporozei de postmenopauză, ceea ce este enorm, având în vedere că sunt mulți bărbați. Sigur că, știți care e capcana aici, femeile au un reper cronologic și cauzal, care este menopauza, și îl știu întotdeauna. Puține femei nu știu când au intrat la menopauză, de obicei știu chestia asta și fac menopauză toate femeile, pe când un echivalent hormonal al menopauzei la bărbați nu există. Aici îmi pare rău pentru femei, dar bărbații nu au o întrerupere atât de bruscă și completă a secreției hormonale niciodată. Și atunci orice femeie care intră la menopauză ar trebui să se ducă să facă și un control pentru osteoporoză? Răspunsul este nu. De ce? Pentru că, din mai multe motive, pentru că prevalența, o să zic că femeile intră la 50, ceea ce este o regulă relativă, că multe femei au menopauză precoce și ele ar trebui să caute de osteoporoză. Am avut această temă și am văzut că foarte multe femei mai tinere, în sensul de 40-39 de ani, intră la menopauză. Am avut foarte multe telefoane de la telespectatoare. Da, aceste femei merită atenție specială, pentru că ele trebuie să... Iată, una din situații în care o femeie se caută de osteoporoză sau de posibilitatea de a face osteoporoză este menopauza precoce. Este una din cauzele cele mai frecvente. Cele mai multe se neglijează, și special cele operate, în care operația nu e clară, așa cum întrebase doamna. Deci menopauza precoce este indiscutabil. Dar să discutăm de femeia la 50 de ani, riscul ei de osteoporoză, prevalența osteoporozei la 50 este mică, riscul de fractură e 5-6%. Dar el devine 20% la 60 de ani și la peste 70 de ani una dintre femei fac osteoporoză. Deci, vedeți, e și o problemă de vârstă. Sigur că se caută femei mai tineri pentru că sunt mai active și se uită și mai departe, dar practic ele sunt de multe ori situație de profilaxie. Femeia care trebuie să se caute de osteoporoză este femeia în postmenopauză, de obicei, lăsând-o la o parte pe cea cu menopauză precoce. Căutatul la vârsta menopauzei depinde și de tehnologie. Adică densitometrele care vă vorbeam, cele cu raze X, sunt foarte, se spune că sunt foarte specifice, adică dacă ai densitatea scăzută, ai osteoporoză, dar nu decelează decât jumate din femei la vârsta menopauzei. Din acest motiv, înțelegeți, așa e tehnologia. Deci tehnologia e că pe jumătate le scapă. Și atunci nu se recomandă un screening la vârsta menopauzei al osteoporozei. Dar ce se face atunci? Se aplică o strategie bazată pe factori de risc, se numește. Căutarea de caz se numește. Da? Deci nu să știți că problema asta nu e treaba, dar și mamografia are aceleași probleme. Lumea crede că trebuie să facem toate analizele oricând. Răspunsul este nu. Deci mă caut în situații când pot să am osteoporoză, că e previzibil. Deci menopauza precoce, mult neglijat. Da? Să am menopauză înainte de 40, iată, am șanse, între ghilimele, să fac osteoporoză mai mare decât o femeie care intră la 50. Nu mai zic să intru la menopauză chirurgical. Nu atunci când îmi scot uterul, pentru că asta nu are nicio relevanță pentru hormoni, ci când îmi scot ovarele. Deci când mi-am scos ovarele la 40, fac sigur osteoporoză. E numai o problemă de timp. Deci o situație previzibilă. Ea se va instala puțin mai târziu, pentru că am și spus la început, e hoțul tăcut, acționează, dar să vă spun de ce se numește osteoporoză, așa mi-mi place denumirea asta. Nu, atunci hai să-i dăm altă denumire. Este o boală silențios. Bun. Adică oamenii nu simt că pierd masă osoasă. Vreau să fiu foarte clar. Pentru că, vă să vă spun, am experiență de 20 de ani și probabil că am văzut ceva lume. Deci multă lume confundă osteoporoza cu reumatism. Și e bine să nu le confunde. Sunt două boli care le facem cu vârsta.